bolile cardiovasculare sunt pe primul loc în Europa la cauza mortalității. Și de aceea, când avem un pacient nou în clinică, va trebui să avem o discuție cu el. Noi îi spunem anamneză, din care trebuie să extragem toate datele importante, printre care aceste boli cardiovasculare trebuie să le știm foarte bine. De ce? Pentru că există mai multe... e clasificat riscul bolilor cardiovasculare, adică în risc major, risc mediu sau risc minor. Și în funcție de tipul de risc, trebuie să avem un anumit protocol. De exemplu, pacienții care au endocardite bacteriene în antecedente sunt clasificați în risc major și atunci va trebui să facem o profilaxie cu antibiotice, de exemplu augmentin 2 grame per os, adică capsule orale, cu o oră înainte de intervenție sau, dacă îl administrăm intravenos, cu 30 de minute înainte. Acest protocol datează cam din 2008 și este dat de către Asociația Americană a Inimii. Deci, pe plan mondial, acesta este protocolul clar care trebuie urmat pentru cei cu risc major sau cu risc mediu. Cei cu risc minor, cei care au bypass-uri sau stenturi, aceștia nu trebuie neapărat să urmeze acest protocol. În urma bolilor cardiovasculare, mulți pacienți au tratament cu anticoagulante. Și aici subiectul e puțin mai mare, în sensul că depinde de tipul de anticoagulant. Există două tipuri de anticoagulante. Anticoagulantele mai vechi, să le spunem, antagonești de vitamina K, cunoscute ca trombostop sindrom, da? Și sunt destul de vechi, sunt înlocuite acum de anticoagulantele directe, cele noi, dar pentru cele care sunt de tip vechi, va trebui să monitorizăm INR-ul sau timpul de protrombină, se numește. Este foarte important pentru că aceștia influențează INR-ul. INR-ul în mod normal pentru cei care au anticoagulante este între 2,5 și 3,5. Nouă pentru implantologie ne trebuie sub 2 să fie. Și atunci va trebui trimis pacientul la medicul lui curant și se va da o schemă foarte exactă după care se întrerupă acele anticoagulante și să înlocuiască cu alt tip de anticoagulant, cum ar fi heparina. Ce se întâmplă dacă nu se aplică acest protocol? Ce riscă pacienții? Păi, în primul rând, o sângerare foarte mare. Deci nu se oprește sângerarea după extracții și chiar și după o singură extracție. Dacă facem, sângerarea e masivă, pentru că acest anticoagulant împiedică formarea coagulului. Deci, cumva, aceste medicamente ajută să țină boala sub control, dar constituie un potențial pericol în momentul în care interveniți prin lucrări ample. Da, orice manoperă chirurgicală, fie de inserare implantului, fie de extracție sau la chirurgia mare, va trebui să aibă acest protocol, pentru că sângerarea este foarte abundentă. Ce ar trebui să știe pacienții care au trecut printr-un infarct miocardic? Când sunt ei pregătiți pentru intervențiile dentare? Pacienții cu infarct miocardic sunt pregătiți după 6 luni de zile. Unii cardiologi ne spun chiar după un an de zile. Dar după 6 luni de zile sunt safe, ca să spunem așa. În privința hipertensiunii, care ar fi recomandările? Hipertensiunea, întotdeauna, înainte de a face o manoperă chirurgicală, chiar și cea de extracție, noi luăm, acesta e protocolul, de fapt, nu numai noi, ar trebui luată tensiunea. Dacă trece de 150 cu 90, atunci va trebui neapărat trimis la cardiolog și echilibrată. Apoi vine la noi din nou și avem pacienți pe care i-am găsit cu 21 tensiune. Există recomandări în privința celor care iau, de exemplu, aspirină pe termen lung? Aspirina ar fi bine să fie întreruptă cam cu 7-10 zile, dar la ora actuală aspirina nu depășește 75 de miligrame pe zi,
Deci sângerarea este puțin mai abundentă decât normal, dar nu trebuie să ne sperie. În concluzie, puteți interveni și în cazul pacienților cu boli cardiovasculare cu succes. Condiția este ca protocolul din cabinetul dentar să fie respectat, iar valorile analizelor de sânge să se încadreze în limitele permise de lucrările ample. Da, pacienții care au nevoie de implanturi trebuie să știe că nu există situații în care nu se pot pune implanturi din perspectiva bolilor generale, ci doar există situații în care trebuie temporizată inserarea implantului datorită medicației pe care o iau sau bolilor pe care le au. Vârsta e un impediment? Sunteți mai atenți la pacienții mai în vârstă? Nici vârsta, doar cu excepția celor care sunt în creștere și la cei foarte în vârstă depinde iarăși de cât de decompensate sunt bolile generale. Cea de-a doua categorie de anticoagulante sunt anticoagulantele directe, care nu influențează deloc timpul de protrombină sau INR-ul, cel care ne interesează pe noi. Și aici trebuie să fim foarte atenți, pentru că pacienții trebuie să ne spună exact ce tip de medicament iau și noi trebuie să vorbim cu cardiologul ca să putem să-l întrerupem. Față de anticoagulantele de generație mai veche, acestea se pot întrerupe mai repede, mai târziu, adică cu 24 de ore înainte sau 36 de ore înainte sau chiar unele până la 3 zile. Dincolo, la cele antagoniști de vitamina K, acolo, într-adevăr, trebuie întrerupte cu 4, 5, poate 6 zile înainte. La ce perioadă pot fi reluate? Stabiliți dumneavoastră sau cardiologul este cel care decide perioada optimă de întrerupere a lor? Cardiologul decide cel mai bine, dar în general a doua zi, după 24 de ore de la extracție, pot fi reluate, fie cele vechi, fie cele directe, cele noi.